salutare la toată lumea. Aș vrea să vă arăt rapid modul în care montăm aceste bride pe tavan, deoarece m-am apucat să fac tavanele casei și aș dori să fac o structură dublă din profile CD, deoarece am să cobor acest tavan aproximativ 10 cm. Înălțimea totală a camerei după ce termin cu placarea va fi de 2,58 m în anumite dormitoarele, de exemplu, living-ul 2,60 m, bucătăria 2,60 m, camera tehnică 2,58 m, holurile 2,58 m. Nu am ales aceste dimensiuni la întâmplare. Este din cauza că în dormitoare, în general, o cameră puțin mai joasă îți oferă un confort termic sporit. Una la mână, a doua la mână, holurile sunt zone de trecere, unde nu locuiești, nu ai nevoie să consumi foarte multă energie cu ele. Și în living, deoarece nu am un living foarte mare, a rămas doar la 21 de metri pătrați. Inițial era 22,5, cam așa, dar bineînțeles cu placări, cu placare dublă, am mai consumat din spațiu. Și bucătăria s-a mai micșorat față de ce aveam în plan, cu jumătate de metru. Dar să fiu sincer, este suficient pentru ce avem. Hai să fim puțin serioși, am crescut majoritatea dintre noi într-un apartament de 40, probabil, de metri pătrați, eu nu știu. Asta este deja mai mult decât suficient. Ce aș vrea să vă arăt? Eu am trasat tavanul cu trei linii longitudinale, partea cea mai lungă, da? Deoarece grinzile din spatele acestui tavan de OSB sunt plasate de lat. Da? Eu voi veni cu aceste bride pe acele grinzi. Le deschidem frumos și prindem grinzile transversale. Nu prindeți bridele de profil CD direct în OSB pentru că o să vă trezeți cu el în cap, nu are nicio rezistență. Chiar și într-un OSB de 20 de mm, 22, tot nu este suficient, deoarece în timp se va măcina din vibrații și va cădea sau va fi afectat de ceva și nu este sigur. Eu aleg niște holșuruburi de 7 cm, 5 cm, nu, sunt 7 cm și ele vor fi folosite direct în grindă. Apoi, acel laser, da, îmi indică linia grinzii, unde se află grinda în spatele acestui OSB. Și mut acel laser, aliniez, pun trei bride. Da? În mod normal, distanța între aceste grinzi transversale este de 70, maxim 80 de 800 de milimetri. Da? 700-800 de milimetri. Deoarece această încăpere este destul de mică ca și lățime, adică nu e un spațiu foarte deschis, eu am preferat să împart camera la 3, la 4 după în cazul ăsta și să am 3 grinzi transversale. Împart la spațiile dintre grinzi, nu la numărul de grinzi. Da? Apoi, deja am montat câteva, să fiu sincer, m-am apucat să filmez, dar de fapt n-am filmat. Și așa că o să filmăm în continuare acum. Vă filmez cum pun primele trei bride, că următoarele sunt la fel ca și restul. Și după aceea vă arăt cum montez liniile, profilele CD longitudinale. Haideți să ne apucăm de treabă. Deja aici am montat trei bucăți. Luăm acest laser. Da? Îl aducem la punctul unde avem marcată grinda. Dacă observați acest punct, acest laser are un punct de nivel linie cu plumb și îl voi pune pe semnul dat de mine în dreptul grinzii. Apoi îl mutăm linia la celălalt semn, da? Și în felul acesta avem o linie continuă.
cum procedăm. Această bridă are bandă dublu adezivă butilică pe ea pentru etanșarea șurubului față de membrană. Da? Arată așa. Eu am să dezlipesc această hârtie. Da? Stați un pic să punem mânușa asta. Și am să vin cu această bridă, această linie de pe bridă, să urmez linia laser. Perfect. În felul acela știu că am unghiuri de 90, deoarece totul este măsurat înainte și trasat. Da? Bun. În momentul montajului, această bridă trebuie să formeze o cruce perfectă cu cealaltă linie. Cum se aude, intră direct în grinda de len, nu în OSB. Trece prin OSB. O altă chestie. Pentru montajul lor folosesc o sculă, un impact de 10,8-12V de la Makita, deoarece celelalte scule de înfiletare pe care le am sunt destul de puternice și risc să-mi reteze capul, plata la acestui holșurub. Una lamnă, a doua lamnă, dacă nu-l retează, deoarece celelalte scule de înfiletare sunt mai puternice, poate să producă o microfisură la nivelul holșurubului și în timp să cedeze. Și atunci folosim o sculă nu foarte puternică, dar suficient de puternică să instalăm aceste șuruburi în siguranță, să le montăm corect. O să vă mai arăt o mică sculă care ajută la asemenea montaje, mai mult la identificarea zonelor de grindă. Vă arăt imediat asta, să montez brida asta. Bun. Pentru identificarea zonelor metalice din structurile de lemn, eu folosesc această mică sculă magnetică. Da? El este un stud finder, adică detector de montanți, ca să-i numim așa, și funcționează pe un principiu foarte simplu, magnetic. Să presupunem că acest perete este glătuit, zugrăvit și nu știm unde sunt profilele metalice, nu știm nimic, nu avem ce să găsim. Prin ciocănire nu se identifică nimic, mai ales că e placat dublu. Din același motiv, pentru că este placat dublu, acest detector sesizează foarte fin zona de montant metalic, dar în schimb detectează holșurubul foarte rapid. Haideți să vedeți. Vedeți? Ne îndreptăm spre montant. Deja ei simt puțin magnetism, dar nu suficient cât să rețină piesa pe perete. Cum ajungem puțin mai sus? Vedeți? Faci un mic semn, te duci, cauți în linie dreaptă următorul holșurub, faci un semn, pui o nivelă și ți-ai trasat linia montantului. Bineînțeles, după bula de nivel, nu după semnele date între holșuruburi. Bun. La tavan, ecuația este simplă. Da? Deoarece nu mai vedem unde avem grinzile, trebuie să ținem minte că OSB-ul este prins în holșuruburi de acele grinzi. Deci ele automat formează o linie
aproximativ dreaptă, da? Pentru că noi am căutat să montăm holșuruburile perfect în centrul grinzii, fără să ne asumăm niciun risc de a nu ști exact unde băgăm acel holșurub. Și atunci, cum facem? Mergem cu magnetul până găsim poftim. Am găsit un holșurub. Dacă vedeți, această piesă este în linie deja cu celelalte. Uitați, mergem frumos. Am mai găsit un holșurub aici, ăsta e puțin mai mic. Uitați, alt holșurub. Vedeți? Și în felul ăla eu am marcat un semn acolo și un semn acolo și pun un laser între cele două semne. Și garantat voi nimeri grinda mereu. O investiție mică care rezolvă probleme mari, această spură. Bun. O să vă mai arăt cum montez și brida asta și după aceea o să termin și o să vă arăt cum vin celelalte grinzi. Este puțin consumator de timp, dar este necesar să avem aceste bride etanșate, deoarece secretul acestor case este etanșeitatea. În principal, etanșeitatea proastă poate să distrugă o construcție foarte bună. Foarte rapid poate să o distrugă. Bun. Aici nu se vede prea bine laserul din cauza luminii. Dar dacă dau lumina prea mică, camera video va sesiza treaba asta și va începe să tremure imaginea. Pentru că este cu frecvență mai mare decât frecvența luminii. Bun. O să continui montajul și revin cu montajul celălalt pentru profilele longitudinale. Bun, am terminat de montat bridele, am tăiat 3 traverse și aș vrea să vă arăt o sculă pe care eu o folosesc de ceva timp pentru montarea profilor metalice. Ea este foarte utilă la tavane și funcțională, să spun așa, la pereții verticali. Dar la pereții verticali sunt mai multe metode de aliniament, mai rapide, dacă te grăbești și așa mai departe. În sfârșit, este un magnet, arată așa, da? El are niște gradații din 3 în 3 cm. De fapt sunt, haideți să vedem cu o ruletă. Da? El totalizează 10 cm, dar linia de la mijloc este la 5 cm exact, da? După cum vedeți. Bun, asta nu este un amănunt foarte important, pentru că noi o reglăm unde avem nevoie. Haideți să vă arăt cum. Am să vă arăt cu laserul aici cum se reglează și apoi am să mut laserul în spate, pentru că eu am nevoie pe toată lungimea acestei camere. Da? Bun. Setați, prindem laserul de această, ca și să mutăm aici să vedeți, da? Se pune laserul pe perete sau în ce suport aveți noastră. Răsucim, da? Linia laser și alegem ca punct de referință partea de sus, da? Pentru că acest profil va sta sprijinit pe partea de sus. Și atunci îl aliniem frumos, da? Vedeți? El rămâne acolo. Luăm frumos și reglăm laserul, să spunem, la linia de jos, da? Puteți să o puneți la care linie doriți noastră, fără nicio problemă. Este doar un marcaj, da? Apoi
Stați puțin, să mut laser în partea aia, că eu am nevoie de el, cum am spus. Să vă pot arăta și dumneavoastră. Am mai multe puncte. Bun. Întoarcem laserul frumos. Oprim una din linii, că nu avem nevoie de ea. Da? Hai să reverificăm ce am făcut aici. Bun. Cum funcționează? Luăm profilul CD, da? Și le punem în zona în care vrem să lucrăm. Da? Bun. Avem aici unul. Luăm acest magnet. Prindem frumos o bridă de el. Venim cu magnetul până la zona de profil. Da? Ajustăm frumos linia. Și puteți ne apucăm să înfiletăm holșurubele. Da? Prima dată verific dacă ambele capete se sprijină unde îmi doresc eu. Da? Perfect. Luăm și următorul profil. Mai avem un magnet. Acest magnet îl prindem frumos de bridă. Da? Pe ăsta îl las până una alta. Pentru conectarea lor folosim șuruburi de 13 mm, nu puri cei de 9,5. Da, care arată așa. Câte două pe fiecare parte de la bridă. Nu unul. Că faceți economie de 13 bani și distrugeți materiale de câteva sute de lei. Să verificăm dacă acest profil este unde îmi doresc. Da? Totul în regulă. Linia laser la linia de pe magnet. Țineți frumos cu două degete. Și al doilea holșurub. Bun. Luăm frumos pe partea cealaltă. Șuruburile pot să stea pe magnet. Aliniem frumos.
În general, acești magneți sunt extrem de utili când camera depășește 3 metri, de exemplu, dacă folosiți profile de 3 metri sau de 4 metri, deoarece vă va menține celălalt capăt hands-free. Nu puneți mâna pe el, puneți și rămâne acolo. În cazul ăsta nu mai aveți nevoie de un om care să țină de profil. Bun, aici am terminat frumos. Îndoim briza. Punem mai departe. Da? Aveți grijă ca brida să fie deschisă perfect, să nu aibă burți, pentru că ele se vor lăsa și vă va scoate tavanul din nivel. Mare atenție! Capetele nu se prind de profilele perimetrale. El trebuie să rămână la liber, să miște în felul ăsta. Dumneavoastră nu trebuie să rigidizați această structură să nu mai miște deloc. Ea trebuie să aibă o mică flexibilitate, deoarece în acest fel nu se transmite în placa de gips carton și să aveți probleme, să crape sau să vi se vadă șuruburi, să se dezlipească pe la îmbinări și alte chestii. Îndoim frumos. Am terminat cu asta. Ia haideți să pun și celălalt profil cum mă încurcă. Bun.
Acestea fiind spuse, urmați conectarea tuturor bridelor, îndoiți frumos capetele, după aceea este foarte simplu. Luați dimensiuni, da? Întotdeauna la profilele CD să rămână un centimetru total, cam jumătate de centimetru pe fiecare parte, da? Tot așa, să permiteți flexibilitate și luați niște bride de încrucișare, le cuplați pe deasupra, pe acelea dacă vreți să le înțepeniți, că de obicei profilele nu prea se potrivesc și de preferat ar fi să nu lăsați să atârne foarte tare și atunci trebuie să le dați un pic de, nu neapărat rigiditate, dar pentru precizie, ca acele transversale, da? Să nu coboare mai mult decât nivelul dat de acest laser. O să continui să instalez, da? Și vedem la final cum iese. Bun, am terminat cu transversalele astea, longitudinale, cum se numesc. Următorul video o să fie despre CD-urile transversale, cum le cuplăm, ce metode adopt eu și aș vrea să vă prezint încă o sculă. Atunci, în următorul video aș vrea să vă prezint încă o sculă de la firma asta. Foarte interesantă, utilă și destul de ușor de folosit. Ăsta este magnetul, dacă cumva v-ați pus întrebare ce companie, ce firmă este acest magnet. Eu îl prefer în detrimentul țintei acelea de plastic, deoarece ținta de plastic este destul de ușurică, e mai flexibilă puțin, adică magneții aia nu sunt stabili, pe când ăsta este extrem de solid. În afară de faptul că înlocuiește un om când vine vorba de ținut chestii. Nu spun că înlocuiește un om care ar putea să facă același lucru. Asta este greșit, da? Dar când vreți să aveți un om, de exemplu, doar ca să țină, magnetul ăsta este ideal, pentru că îl puneți la un capăt de CD și îl ține acolo până îl fixați și nu mai aveți probleme. Acestea fiind spuse, ca de obicei, eu vă mulțumesc. În altă ordine de idei, nu aș vrea să avem discuții de genul, bă, ai pus prost, bă, ești, nu știu cum ești, să vă explic și din ce cauză. Eu știu că am făcut foarte bine ce am făcut, una la mână. A doua la mână, sistemele acestea nu sunt specialitatea mea. Eu sunt specialist în timber frame avansat, am alte specializări. Cu toate că la școală am învățat și despre aceste sisteme, că în UK dulgherii montează și asemenea sisteme, dacă își doresc să facă treaba asta. Și în școlile de acolo se predă așa ceva. Eu mă mai consult, printre altele, cu Tonito de la Idei Renovări, când vine vorba de așa ceva. Mă consult cu Daniel de la Prodecor, când vine vorba despre hidroizolații, când vine vorba... Cu ambii mă consult. Din ce motiv? Ei au expertiză și fac doar asta. Da? Zidării, gleturi, profile rigips, placări gips carton, tot felul de... având experiență, eu nu îi întreb pe ei cum să prind șuruburile astea, că asta știu, nu e o problemă. Dar, de exemplu, îi întreb când vreau să experimentez ceva, știu că se face așa, dar nu știu cum se comportă în timp. Pentru că nu am experiență cu aceste sisteme în timp. Și atunci, bineînțeles, că întreb specialist. Nu este o rușine să întrebi, este foarte indicat să întrebi, din cauza că, în primul rând, primești confirmare că faci sau nu faci bine, în al doilea rând, dobândești cunoștințe și, în al treilea rând, nu pici de prost.
Că de multe ori la noi fudulia bate orice și mulți oameni sunt fuduli, nu vor să, cum îi spune, să întrebe. Apoi mai sunt și alții care nu vor să spună. Zice, te bă, dracu, că eu am fost la școală. În sfârșit, fiecare cu chestiile lui. Acestea fiind spuse, încă o dată vă mulțumesc. Dacă vă place conținutul meu, puteți da și un subscribe. Puteți să trimiteți și la alții să vadă. Puteți să vă setați și clopoțelul de notificări, pentru că eu postez rar și poate ratați anumite video de ale mele și atunci veți primi o notificare. Adică la câte video postez eu, nici nu o să deranjeze dacă primiți o notificare azi și una peste 2-3 săptămâni, ceva de gen. Bine, la revedere, în video următor ne vedem. Mersi frumos!